În cadrul filialei județene Hunedoara, Partidului Mișcarea Populară au avut loc alegeri interne. În ceea ce privește primele poziții din filială, nu au fost surprize. Viorela Ion, care a fost și singurul candidat pentru această funcție, fiind reales ca președinte al PMP din județul Hunedoara. Viorela Ion a declarat că PMP se pregătește de pe acum pentru următoarele scrutinuri, de unde își dorește rezultate cât mai bune, precizând și că partidul din care face parte așteaptă cu încredere și eventuale alegeri anticipate. Dorim să ne organizăm mult mai bine în teritoriu. La ora actuală avem 42 de organizații din 69. Avem reprezentare pentru prima dată la nivel de consilier, Consiliu Județean 2, Consiliul Județean eu și domnul Moji Robert. Organizăm aceste alegeri în condiții foarte dificile, condiții pandemice, cu respectarea normelor impuse de restricțiile care sunt caracteristice aceste perioade. Evident că vom ținti și ținta noastră este obținerea unui scor foarte bun la primele alegeri care vor fi, fie ele anticipate sau alegerile europarlamentare. Este foarte dificil, nu vă ascund că foarte mulți dintre colegii noștri au un fel de apatie vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum pe scena politică. Noi sperăm să aducem suflu nou și să reușim să creăm o infrastructură în teritoriu care să ne garanteze un scor foarte bun la primele alegeri care vor veni. Numărul 2 din filiala județeană Hunedoara PMP rămâne tot Robert Mujic, cel care ocupa funcția de secretar general și până în prezent. Și acesta a spus că PMP este pregătit pentru alegeri, dar și că își dorește un suflu nou în partid prin cooptarea unor oameni de calitate. Ne propunem pentru următoarea perioadă să avem în toate organizațiile noastre oameni tineri, oameni competenți, oameni care să poată să ducă mai departe ceea ce am început noi, împreună cu noi, și sunt convins că vom reuși să strângem în jurul nostru, să coagulăm oameni de caracter. Pentru că este foarte important, indiferent că facem politică sau nu, caracterul este foarte important în ceea ce facem. Eu sunt în asentimentul domnului președinte Arion de a continua împreună acest proiect început acum mai bine de un an și ceva. Și suntem într-o creștere a ceea ce înseamnă membrii de partid, a ceea ce înseamnă organizații. Bineînțeles că trebuie depus mai mult efort, mai multă muncă, dar după cum știți și dumneavoastră și vedeți, acest, să spunem, nenorocit virus ne împiedică să ne dezvoltăm așa cum am dorit. Dar până la următoarele alegeri, noi vom fi exact acolo unde trebuie să fim, cu motoarele turate, pentru a putea scoate un scor foarte bun, indiferent că vor fi anticipate sau alegerile europarlamentare, sau tot ce va urma alegerii în următorii ani. La alegerile interne din cadrul filialei județene Hunedoara a PMP au fost prezenți Ioana Constantin și Clement Negruț, vicepreședinți la nivel național a acestei formațiuni politice.